Prieteni, îl avem aici pe papi. El este papi. Ia uitați-l pe domnul papi. Ce faci, domnul papi? Salutare, te aștept să mănânc ceva. De când nu ești tu pe canalul ăsta al meu de YouTube? Nu mai țin nimic, o lună jumătate, nu. De 2-3 luni mai mult, uite, mai ți-a șterge aragazul. Ce să facem, dragi prieteni? Dar de ce ne-a mai apărut la doamna Ileana? Când nu vezi, nu ce mai filmezi cu ea, nu Am mai faci canalul nimic. meu de YouTube, papi de la Straia cu Y. Papi cu Y, la sfârșit. Papi de la Straia, unde prezint foarte multe rețete. Păi da, să te mai filmezi tu cu ea, să mai mergi la ea, să vezi ce mai faci, să o ajungi pe ea la rețete. Am mai fost pe la dar n-am mai făcut lei. Ați mai uitat de YouTube, n-am mai făcut. Ce avem aici? Cărniță de oit. Îi duc și lui domnul Conea, că de asta îmi filmez. Da, îi duc și filmez. Cum se pune asta înapoi? Ha, gata. Ai grijă să nu te ia prins. Ia uitați, a făcut Marița mai mult și să-i ducă și lui bunica Ileana. Dar de ce te gândești tu mereu la bunica Ileana să-i duci oaie? Ea se gândește la tine? Dar stai, tu ești preferatul lui Conea, uite-ai. Da, el este un primul Conea care ține foarte mult mine și eu foarte mult. Ce mai faceți? Ce mai ați făcut? N-ați mai făcut vloguri? De ce? Nu prea mai facem vloguri, adică eu mai fac vloguri la mine. Poftim? Eu fac vloguri la mine, așa, mai prezint din... N-ai mai filmat. Nu te-am mai văzut, nu mai am mai apărut pe pagina principală de YouTube. Am mai avut și treabă cu Gogo și am mai fost plecat de prin ai văzut ce am eu aici. Am mai fost pe Crisură, ultimul vlog al meu nu l-ai văzut pe Crisură, nu ai văzut? Uite, intrați la papi de la Strehaia, prieteni, și vedeți vlogul. La capul lui Decebal, la chipul lui Decebal, acolo pe Crisură. Eu n-am văzut. Acolo. Ia, Mariță, ce ai? Eu am făcut de dulceață de mine. Ia, uitați, Marița are pe aici, așa, a pus aici să mâncăm. Are un grătărel pe curent. Grătarul al mare nu l-am putut da foc, n-am mai mers după cărbuni. Dar e bun și ăsta, miroase toate, cu toată curtea, până afară. La fiecare mâncare care miroase, mă chem. Ia uitați ce pensată e, ce da. Făcută e. De ce te-ai pensat, draga mea? Să pleacă în Anglia. Pleacă în Anglia. Serios? Da. Nu știe. Și tu vrei să zic la prietenii tăi să se abonează că pleci, a? Da, se abonează pe canalul meu, nu am mai filmat. Bunicu Tomiță pleca. Zi, Mariță, că te-am întrerupt, că m-a sunit tot bunicu Tomiță. Unde pleci, de ce pleci? Nu că plec în vizită. Să sune pe Albina, zi. La neamul. Încă e Albina, pe Albina. Ce răspunzul? Nu răspunde, zic că nu răspunde Albina. O Tomiță, pe de zic că e Albina. Să pendea. Ce a spus? Sună? Amariță! Păi te-ai oprit, nu mai zici bomba aici pe YouTube. Ca să se aboneze prietenii tăi, prietenii mei la tine, pardon. Da, pune la prieteni. Prieteni, Marița pleacă în Anglia și dacă vreți să vedeți videoclipuri din Anglia, cum merge la plimbare Marița, merge la turnul Eiffel să facă poze. Domnul papi, nu zici nimic de turnul Eiffel? Turnul Eiffel se află în Franța. Păi nu merge acolo? Merg la regină, la Anglia. Mergeți la înmormântare? Nu, la înmormântare am fost. Merg la prințul William. Să vorbești cu el? Da. La regele Miai, că regele Miai este neam cu noi. Au și tu ce aud. Da. Prieteni, nu este o glumă, Marița chiar pleacă. Stați puțin că... Luluca! Ia stai puțin. Ce faci, Luca? Păi te ajută, spăli vasele după ce mâncăm. Facem curățenie la bucătărie după ce terminăm. Exact. Da! A avut să o sun, m-a sunat bunicul și a zis să o suni. Du-te și sună! Mai se face mult, domnul papi, că deja miroase, m-am săturat de miros. Deci, prieteni, pe canalul doamna Ileana, acest vlog, am vrut să vă zicem în acest vlog, că
că papi pleacă și vrea să vă abonați la el, o să facă live din avion. Dacă o să ai semnal. O să încerc să fac un vlog de acolo. Speram să și postă. O să fie doar de voi, ce să zic. Și mie o să fie doar de toți prietenii mei de pe YouTube. Nu o să filmez până ajungi. Da, prieteni, așa poate e. Poate mai filmez un vlog pe canalul meu zilele astea, săptămâna asta, că nu plec acum, repede. Când pleci? Sper să plec în 10 zile. Marița vrea și ea prietenul 1000 de abonați, de-abia i-a făcut. De ce nu o ajuta și pe ea, prieteni? Haide să fim mai buni și să ne abonăm, că nu ne costă nimic o abonare. Marița a văzut că nu are abonați, ce să mai filmeze? De mâine pe canalul meu. Păi da, da, să se abonează prietenii la tine. Da. Vă rugăm frumos, prieteni, să vă abonați la Marița. Și Marița, hai să zic ceva, urmează să fac și eu canal de YouTube. Dacă tu pleci, rămâne în locul tău. Luminița de la Strehaia. Luminița mondială. Am lăsat eu comentariu. Mamă, ce grasă e asta. Luminița Chucky. Nu mai pune roșii. Luminița Chucky. De ce îmi zici așa, Chucky? Să-mi zică și prietenii. Dragi prieteni, vă cer o părere pentru Luminița. Dacă o să-i spună numele la canal, Luminița Chucky. Nu vreau Luminița Chucky. Așa se potrivește și o să fie... foarte popular acest. Mamă, uite și pe doamna mândră. A venit că-i mirosea oaia. Da, și cum să nu. Îți mirosea oaia. Îmi fac canal de YouTube, n-auzi? Ia să faci. Păi trebuie să mă ajut să filmez. Să te ajut eu? Da, da. Trebuie să apară doamna mândră. Trebuie să apară în bucătărie, în vlogurile mele, că n-ai cum. Îi mirosi prietenul doamna mândră oaia. Îi mirosi ia și pe doamna mândră. În Anglia? Pleacă, papi. Să mă duc și eu acum. Pă pleacă, n-auzi că pleacă. Bine, dacă ai rămâne acasă... Abunico! Pleacă domnul papi. O rămân și așa și așa tu rămân. O rămân, da? O rămân, chiar dacă aș vrea să plec. N-ai cum. N-am cum, nu mai pot să mai plec. Gata, e cu Marința. În 10 zile. Asta am vrut să te chem. Dar rămân să nu mai pot. Să zicem că domnul papi pleacă. A făcut pașapoartele și gata. Nu e mă așa la tocător, mă tot, dacă... A las-o să fie eu. Da, da. Las. Vrea și Alina un număr din de telefon, nu știu al cui. Al cui? Nu știu, vrea să vorbească puțin cu tine. Imediat așteaptă. Sună. Nu știi că am răcită? Da, Albina e răcită, prieteni, și de asta n-am filmat. Marița iar n-am filmat că pleacă, acum îi filmează. Ultimele vloguri o să le vedeți la Marița de la Strehaia și la papi de la Strehaia. Intrați, prieteni. Hai, mamă, nu mai întinde globul, ne facem așa. Hai, nu vrei să arăți gemul? Nu se strică, fată, lasă că nu se strică. E gem de căpșune, Luminița. N-are nimica. Nu se strică. Degeaba zici tu că cioraua, că nu se cioraua. S-a strică la pădură, cum a se strică, că a venit fiind. Să știi, bă, păi, l-am scos din găleata asta, că era gem de căpșune la găleata din asta mare. Și l-am băgat în borcane și l-am băgat la cuptor. Acum a pus la copăt. La cuptor? De ce la cuptor? Pentru ca să se sterilizeze borcanele. Hai. Da. Uite, nu e friptă. Bine. Aia. Ce miroase așa de frumos. Auzi, Marița, ce miroase așa frumos. Vanila. Nu-i vanila. Cartea n-ai gata. Cartea ce mai trebuie făcută? Nu am una. Dacă nu-i vanila. Hai. Stai poftă, domnul papi. Să zic ce hai. Ce hai? Oh! Nu. Ia uitați, prieteni. De ce mai întreb? Mai e o mână. Dacă vezi că nu-ți răspund. O mână de oaie și mai aici am mână de oaie deja mâncară cu acurci. De ce ai zis așa?
trebuie să strângem aici, că ai făcut dezordine, da. Se spăl la porți, se fac curățenii. Aici e o ciorbă de vită. Așa, vită. Cu bucate din astea, așa. De vită. Ciorbă de vită cu bucate. Da, ăsta ce faci? Își deschide eu vin. Vrea să bea vin. N-auzi că pleacă, omul pleacă. Se răsfață și el acasă. Te-ai pensat, te-ai fardit. Pleci. Mă las singură acasă. Se lasă ai grijă de porc. Da. De porc, de curcani, de pui. Acum să nu aibă grijă. Eu ai pe verișoară ta, maică. Prieteni, eu și Marița suntem și rude. Mama mea este verișoară cu Marița. Tatăl Mariței este văr cu tatăl lui maică mea. Cu bunicul lui. Zi. Mai am 5 pui, am din 30 de pui, le-am tăiat, uite, 3-4. Mai avem 5 mâine să le tăiem. Să le tai la tine, știi că la noi e bine să da. Tăiem. Și curcan cât mai e? Mai am 2, erau 5, i-am tăiat și pe ea, unde stă Mărie 2, păcurăm tot așa pe grătar și mai avem 2. O iau, ți-i las acasă să-i dai să mănânce, cu porcul, îți iau 4 saci de porumb. Vine Carolina, aduci acolo din Anglia, aduci ceva lui vară ta. Ce vrei să-i aduci? Uite ce am făcut aici. Prieteni, așa se mănâncă la noi, la rom. Brânză roșii, ia uitați, avem ciușcă. Mâncare mai așa, mai dezordonați, ne-a fost foame. Ușor-am plecat așa și mâncam, nu știi că așa mâncam, toată vara. Așa mâncat toată vara. Eu nu mâncam așa. Eu așa te-am. Iau și un pas de vin și mă obligă. Ușor-am plecat și ne-era foame. Mă obligă situația, dragi prieteni. Oaia asta mă obligă la un păhărel de vin, fără să vreau, e prastamă de oaie la grătărel, pregătită de Marița, pregătește o tură pentru mândra și o tură nimpul. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați la canalele noastre și urmează să-mi fac și eu canal. Noi vă pupăm și vă dorim o zi minunată, abonați-vă! Următorul canal din Straia este Luminița Ceachii. Vă rugăm să ne sprijiniți dacă ni se potrivește acest canal. Ceachi, cine a fost numele Florin? Luminița Ceachi. Să vedem dacă ți se potrivește. Eu zic că este cel mai popular acest nume. Este mai popular și ca al meu papi de la Straia. Eu încă uitam un nume mai frumos, dar ăsta... Stai că nu mai zice nimica. Este cel mai frumos. Mai lăsat fără cuvinte, ce să mai zic. Este... Dragi prieteni, să vă abonați la Papi de la Strehaia, la Luminița de la Strehaia, o să las un comentariu, la Ilean de la Strehaia și ultimul canal, Marița de la Strehaia. Noi am făcut atât de multe canale, cum ziceți dumneavoastră, urmăriți-ne pe toate canalele noastre. Săptămâna asta o să începem numai cu vlog. Vă pupăm și vă dorim o zi. Nu uitați să ne spuneți care vă place cel mai mult canal din Strehaia. Care este cel mai frumos canal din Strehaia? A, tu vrei concurență? Eu prezint mai rar, mai des, așa, dar vreau să văd care este cel mai frumos canal din Strehaia. Al meu, care o să fie. Dragi prieteni, nu uitați să vă abonați. La pupăm!